Helmut Ducadam a primit o pensie destul de mică din partea statului lunar. Eroul de la Sevilla a încasat de la Ministerul de Interne suma de 1.800 de lei. Cu toate acestea, nu putem să nu aducem în discuție faptul că fostul președinte al LPF a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu, iar la acel moment i-a cerut să facă schimbări cu privire la banii pe care îi primesc lunar foștii mari fotbaliști români. Nu toți reușesc. Poți să ai multă minte. Am văzut multimilionari care acum mor de foame. Nu și-au dat salarii mari. Și-au ajuns la bătrânețe să nu aibă o pensie ca lumea. Au intrat în colaps cu societățile. Ia să fi luat un salariu de 20.000 de dolari la o firmă care mergea și să plătești la stat 7-8.000 de dolari. Cum am plătit eu 10 ani 6.500 de euro pe lună? La bătrânețe, pensia nu ți-o ia nimeni. Eu nu pensia specială o am mare. Am unde am contribuit eu. Și Dinu bănuiesc că are pensie bună. Ducadam? Băi, lui Ducadam să nu îi dai 10.000 de lei. A declarat Mitică Dragomir. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.